329 de deputați și 136 de senatori au fost aleși în urmă cu aproape 2 ani prin vot liber de către electorat. Teoretic, sarcina lor este să muncească pentru binele țării și implicit al celor care i-au trimis în fotoliul confortabil din Parlament. Practic, situația nu este chiar așa. Vă vom demonstra acest lucru în fiecare zi pe parcursul a 3 minute, timp în care analizăm activitatea unui politician. La final, decidem împreună dacă merită să mai câștige încă un alt mandat. În ediția de astăzi vă prezentăm activitatea lui Florin Dan Tripa, ales în circumscripția electorală numărul 2 Arad pe listele PSD. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă parlamentar, Tripa a fost consilier județean și pădurar. Este interesant ce calități l-au recomandat pe acest silvicultor să ajungă deputat. Socialdemocratul nu are un trecut tocmai curat. Potrivit presei centrale, în anul 2016, înainte să ajungă deputat, în cantonul în care Tripa era pădurar, au avut loc tăieri ilegale de pădure. Acesta a reușit să predea cantonul chiar înainte să înceapă cercetările, așa că a scăpat bazma curată. După ce a plecat din pădure și a ajuns în fotoliul din Parlament, ne-a fi așteptat ca socialdemocratul să aibă proiecte și luări de cuvânt, câte frunză, câte iarbă. Surpriză însă, datele de pe site-ul Camerei Deputaților cu privire la activitatea sa din acest mandat arată astfel. 5 luări de cuvânt, din care 2 declarații politice, 4 declarații politice în scris, 2 întrebări și interpelări, 60 de propuneri legislative și o moțiune. Durata totală a luărilor de cuvânt este de doar 13 minute și 24 de secunde. PSD-istul din Arad a profitat de funcțiile pe care le-a avut de-a lungul anilor. În 2015, în perioada când era consilier județean și membru în Consiliul de Administrație al Spitalului din localitatea Desna, soția sa a fost numită manager al respectivei unități sanitare. Să revenim însă la activitatea sa din acest mandat. Știm că una din sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Florin Dan Tripa a avut până în prezent 2652 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 71%. Să apreciem totuși faptul că măcar a fost prezent la vot, dacă nu i-a plăcut să ia cuvântul și să propună legi. Cu toate că nu este un parlamentar harnic, banii vin lună de lună. Indemnizația sa este în valoare de 10.003 lei. Florin Dan Tripa a fost mai vizibil în spațiul public în perioada când era consilier județean decât acum când este deputat. În 2015 se arăta îngrijorat de starea drumurilor din județ. În ultima săptămână am primit mai multe solicitări de la locuitorii din Felna și din Secusigiu și poze. Am fost acolo pe teren. Ce am văzut, n-am putut să cred ochii lor. Drumul realizat, cred că de 3 luni, mai mult de 3 luni, nu îi turna strat asfaltic și are deja crăpături. Florin Dan Tripa a fost un susținător al Aradului înainte să ajungă deputat. Susțin Aradul la capitala europeană, dar eu cred că noi trebuie să punem mult mai mult în lumină toate locurile județului Arad. Acum că ne-am lămurit cât și ce a muncit deputatul PSD Arad, să vedem care sunt punctele sale tari. Fidel partidului din care face parte, prezență ridicată la votul electronic. Punctele slabe vizează următoarele aspecte. Suspect de nepotisme, luări de cuvânt puține, propuneri legislative în număr mic. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Arad, Florin Dan Tripa.